biserică, Domnul, putem să spunem din toată inima, binecuvântat să fie ceea ce-i sfânt. Tatăl cerurilor, al Pământului, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Sfânta Putere, Duhul Sfânt. Aproximativ 1 și 25 de minute, Domnul Iisus și-a făcut timp pentru noi să ne asculte. În cele ce urmează, am vrea să ascultăm și vrea să spună și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-a făcut timp pentru noi, eu cred că și noi putem să ne facem timp pentru Dumnezeu, să ascultăm glasul Lui. Și doresc ca să fiu un slujba celui preanalt, să vă fiu de folos, prin puținele cuvinte care să întâmple nevoile dumneavoastră, să vă îmbărbăteze, să vă zidească și să vă umple de pașa Lui. Pavel ne spune în cuvântul său, în prima epistolă adresată către romani, așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Și lucrul acesta să-l facem în Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Într-o împrejurare, Irod s-a urcat pe scaunele împărătești și a început să vorbească poporul. Dar n-a vorbit așa cum a trebuit să vorbească și să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iar poporul care a deosebit bine glasul, știind că n-a fost un glas însoțit de Dumnezeu, a spus așa, glas de Dumnezeu și nu de om. Îndată s-a coborât un înger din cer și l-a lovit, pentru că nu a dat slavă lui Dumnezeu. Prin cântările care le-ați adresat și aduc cuvinte de apreciere tinerilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați chemat și ați invocat prezența Domnului. Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor. Dumnezeu se coboară atunci când poporul deschide inima, este gata să asculte și este gata să intoneze inima care să prostorească numele Lui. Este vrednic. Este vrednic, Domnul nostru. De ce este vrednic? Într-o prejurare, în ceruri, prin oștirea de mii și mii, zecile de mii care sunt adunate acolo, cuvântul spune un strigăt răsunător, Sfânt este Domnul. Sfânt este Domnul, Sfânt este Domnul. Adeseori am auzit frasujitor spunând că Dumnezeu este Sfânt de trei ori. Biblia însă nu spune lucrul acesta că este Sfânt de trei ori. Dacă spun că Dumnezeu este Sfânt de trei ori, înseamnă a limita pe Dumnezeu, a eticheta că este Sfânt doar atât, doar de trei ori Sfânt. Însă faptul că Ioan scrie în această epistolă în isla din Patmos, repetând de trei ori cuvântul Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, vrea să sugerez ideea că Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt în superioritate. Măreți să fie numele Lui. Așa să ne numim și pe noi, frați și surori, să fim sfinți în creștere, în superioritate. Oameni care fac diferența în societate. Oameni care sunt deosebiți, puși deoparte. Aceasta înseamnă a fi Sfânt. Dumnezeu să fie slăvit, să ne ajute la lucrul acesta. Nu este greu să trăiești o viață de sfințenie. Poate că vei spune că își greșesc. Dar eu zic că a trăi pocăința este un lucru frumos. Un lucru care aduce onoare la Dumnezeul care mi-a creat. Alții îl dezonorează, dar alții vor să-l onoreze printr-o viață sfântă, pură, dedicată în totalitate pentru El, mărirea Lui. Haideți împreună cu toții, vă încurajez să persistați, să insistați în vederea aceasta, pentru că doar cei sfinți, potrivit cuvântării de pe munte, unde Domnul Iisus înșire câteva fericiri sau binecuvântări, spunând ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Să ne ajute Domnul la aceasta. Este frumos să beneficiem de prezența Domnului în toate lucrările în biserică. Prezența Domnului în cântare, în poezie, în rugăciune, să fim însoțiți de prezența Domnului. Dar să fim însoțiți și la vestirea Evangheliei. În situația aceasta mă aflu eu și doresc ca ungerea celui preanalt, Duhului Dumnezeu, să nu lipsească. Dacă lipsește această ungere, ar fi totul fără sens, fără valoare. Fără ceva care să ne aducă într-o stare mai apropiată de Dumnezeu. La aceasta suntem chemați.
Și unul dintre împărații lui Israel spunea în psalmii lui, cât despre mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Să fim soții de prezența lui Dumnezeu e un lucru mare. Dar vreau să vă spun că e trist că nu ești însoțit de prezența lui Dumnezeu și trebuie să fie un semnal de alarmă. Trebuie deschise automat antenele ca să-mi dau seama dacă sunt pe o cale cu Dumnezeu și dacă Dumnezeu îmi mai dă semnale. Vă aduc aminte de Samson. Am atins un pic de dimineață despre el în 16 cu 20 în urma coborârii sale în Valea lui Soret. Biblia ne relatează că omul acesta a crezut că poate să fie la fel ca și înainte. Dacă se poate afișa 16 cu 20 judecător. A crezut că poate să fie ca și înainte. Mă voi scula, mă voi scutura și voi fi la fel de puternic ca înainte. Dar lucru trist care stă scris acolo spune, nu știa pe Domnul. Se depăca și de el. Saul, împăratul lui Israel, cel din tăi, 2 ani de zile a fost însoțit de Dumnezeu. Iar 38 de ani a fost fără Dumnezeu. 2 ani de zile a fost cu Dumnezeu. 38 de ani să slujească înaintea unei națiuni, să conducă politic, să conducă războaie, fără Dumnezeu. Și așa este și în zilele noastre. Oameni fără Dumnezeu. Oameni care se ridică la amboane, oameni care au microfoanele, intră la pupitre, vorbesc, dar fără Dumnezeu. Ani de zile fără Dumnezeu. Vreau să spun ceva din experiența mea și nu este prea mare, dar mulțumesc Domnului pentru soția mea, într-o zi mi-a zis un lucru adevărat și mi-a spus în față, a spus așa. Samuele, te-am văzut predicând ca un baptist. Nu vreau să am ofensă și sper că aici suntem toți penticostani. Spunând lucrul acesta, penticostan înseamnă fi botezat cu Duhul Sfânt, revărsat din plinătatea Domnului. Și cu ironie am încercat să repar parcă lucrurile spunându-ți, știi, soția mea, am predicat după starea poporului, ca să o calmez pe ea și să mă repar în fața ei. Dar în cele din urmă m-am pus înaintea Domnului și am zis, Doamne, care aș vrea să fiu? Să fii pierd pe tine, să pierd prezența ta. Să fiu un Saul, să fiu un Samson care nu știa că s-a depărtat Dumnezeu de el, pe de-a care să predice din nou, pe de-a care să fie din nou mișcat ca și la Mahanedan. Să nu ne părăsim locul, frați și surori. Dacă Dumnezeu te-a pus la Mahanedan între Soreia și Eștaol, rămâi acolo! Și vei vedea cum Dumnezeu te va folosi într-un chip minunat pentru a fi El glorificat. Slăviți să fie numele. Și mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze cu scăldătoare în adunare. Prin oameni care vin să vă slujească, să simțiți transparența lor, să simțiți lipiciul acela. Cum spune în Psalmul 133, iată ce dulce și frumos este ca frații să locuiască împreună, să vină la părtășie. Este ca un dilemul, spune cuvântul acolo mai departe, ca un dilemul purna pe barba lui Aron, așa se coboară pe veșminte, pe hainele lui. Acel lipici, acel un dilem trebuie să ne unească. Și Domnul să facă această lipire, această priză față de cuvânt, față de slujitor, față de cântăreți, față de oricare lucrare care să aducă slavă la Dumnezeu. Amin. Puteți spune amin. Amin. Dragi și surori, haideți acum să intrăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Și am insistat asupra fratului Iosif. Voi rămâne în programa dumneavoastră, vă încadrez în sărbătorile care stau înaintea noastră și nu voi veni cu alte mesaje care să strică direcția mesajelor. Și chiar mi-a plăcut fratele care au fost sorit, a spus că s-a menționat foarte mult cuvântul în zilele acelea. În zilele acelea și parcă strănește curiozitatea că tot auzi repetându-se cuvântul acela în zilele acelea. De altfel cum am spus despre Dumnezeu că El este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Da? La un nivel de superioritate, nu de 3 ori. Și când se repetă de mai multe ori același lucru, parcă strănește o curiozitate și vrem să-L înțelegem. În zilele acelea, ar vrea să fac o mică paranteză și să felicit totodată părinții și copiii și tinerii bisericii. Intrând pe holul bisericii dumneavoastră, am auzit copiii și tinerii dumneavoastră vorbind în limba română.
m-a surprins. Ar vrea să invit tinerii să angajați un șofer, un autobuz, să veniți la Calgary și să învățați pe tinerii noștri limba română. Se poate? Am avut ocazia să întreb un tânăr acolo, era sub 20 de ani și am zis, în ce proporții înțelegi limba română? Și mi-a zis, undeva la 25%. Mi-a zis, e boring în adunat, e plictisitor, nu înțeleg. Și am zis, e dureros. Și am zis atunci, știi frate, tânăr, poate că mi-ar da silința să vorbesc, să predic în limba engleză. Sunt doar de 10 ani de zile în Canada și nivelul meu de limba engleză nu este atât de avansat decât limba română. Însă poate m-aș încurca și mai rău mai înțelege decât 25%. Și a trebuit să chemăm pastori înzestrați cu limba engleză, crescuți în Canada, în America, care să le vorbească și să înțeleagă Evanghelia. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, părinții care i-ați născut aici, și ați dovedit că într-o țară străină se poate vorbi limba română și avea un serviciu divin în limba română într-o țară străină, acesta este un har. Acesta este un har. Și este un spirit de român care să nu-și uite niciodată patriotismul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să aveți un suflet de român care vă pasă de țara voastră, de bunicii voștri, de străbunicii voștri. Niciodată n-am uitat unde am plecat și întotdeauna am păstrat nostalgia frumoasă a satului unde am copilărit. În un sat mai micuț de aproximativ poate 60 de fumuri, cum se spune pe la sate. 60 de fumuri. Știți la ce spun eu așa? Mă înțelegeți? Încerc să folosești cuvinte mai băbești, mai bătrânești, mai... Pe la unii se spune altfel, prin anumite regiuni altfel, dar cred că m-ați înțeles cum săturez micuț, dar și acolo am întâlnit oameni al lui Dumnezeu care era o vorbă spunându-se nu mâncau tot ce se zbura. Adică tot ce se vorbește, fie de la ambon sau fie din alte părți, bătrânii noștri nu mâncau tot ce zbura. Și rămâneau la ce era scris. Și cât aveau de la Dumnezeu, cu aia se hrăneau și mergeau înainte. Și pe noi, tinerii, ne uimea că rămâneau statornici în credință. Noi astăzi, din potrivă, generația tânără, ne uităm la cei care cad. O, vai, cum de-a căzut și persoana? Era atât de înzestrat, cântăreț, lider, dar a apucat-o pe căi strâmbe. Și ne uimim de acesta. Eu, din potrivă, vreau să vă întorc fața și să votați la cei care rămân în picioare. Pentru că împreună cu ei mergem să ne împărăția cerurilor. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute. Ioan Botezătorul. Elisabeta i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Este vorba despre verișorul Domnului Iisus Hristos. Ioan Botezătorul. În Galatei, capitolul 4, cu versetul 4, dacă nu greșesc, acolo Apostolul Pavel spune că la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere. Da? Ca să căpătăm înfierea. Este vorba despre împlinirea vremii. Toate și-au vremea lor. Și Eclesiastul, înțeleptul Solomon, spune că Dumnezeu orice lucru face frumos la vremea lui. Dumnezeu le face frumoase. Elisabeta i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Este Ioan Botezătorul pe care l-am amintit și un pic dimineață, spunând că el este premergătorul, el este acela care a pregătit, a fost rânduit să stea înaintea Domnului Iisus și datorită privilegiului acestuia, el a fost socotit cel mai mare om născut din femeie. Am să mă duc mai departe la misiunea lui și nu obișnuiesc să mai fac o recapitulare, pentru că eu cred că noi asimilăm cuvântul, punem în practică și avem dreptul ca și creștini să medităm la el. Când se dă o învățătură, creștinul trebuie să mediteze. Nu trebuie doar să-i se spună. El trebuie să fie un creștin din Berea, da? Care ia Scriptura, atunci când Samuel sau alți frați au predicat, au citit, merg acasă și zic, ia să vedem ce a spus frații, ia să vedem ce a spus predicatorul de astăzi.
Și medităm prelucrând cuvântul lui Dumnezeu și felul acesta crește în cunoștință. Misiunea lui Ioan Botezătorul. Au fost multe misiuni, am să încerc să mă limitez, de altfel, eu nu sunt un predicator lung. Un predicator lung înseamnă, nu știu din puncte de vedere ale unuia sau altuia, poate 50, poate o oră. La alții sunt predici scurte, de 50 sau o oră. Alții au predici lungi, de 15, 20 de minute. Depinde de stilul fiecare. Însă am constatat că predicile de 30 de minute, maxim 30 de minute, captează și dă priză poporului ca să rămână aproape în legătură cu Dumnezeu. De aceea am să fiu cât se poate să înglobez lucrurile cu esență și să plecăm cu ele acasă binecuvântați într-o săptămână în care diavolul deja a pregătit ceva pentru noi. Dar noi ieșim înainte pentru că Dumnezeu a zis împotriviți-vă. Cu ce? Cu ce să ne împotrivim? Dacă am credință, mă împotrivesc? Dacă eu n-am căpătat-o și nu mi-am întărit-o în seara aceasta prin Evanghelie, prin rugăciune, prin gândare, cum împotrivesc când ies de aici? Voi fi într-o balanță ușoară. Haideți să cântărim bine lucrurile acestea. Una din misiunile importante a lui Ioan Botezătorul a fost aceea de a pune poporul Israel într-o relație corectă cu Dumnezeu. Fraților, de multe ori și noi astăzi, în secolul 21, cu atâta cunoștință, cu atâtea predici auzite, fie pe YouTube, fie pe... în toate intermediile care discutăm noi astăzi, le auzim într-un șir de nenumărat. Totuși, încă n-avem o relație corectă cu Dumnezeu. Am avut ocazia să pun o întrebare unui ateu, care n-avea nimic de a face cu Dumnezeu. Și să-l pun într-o cumpână foarte grea. El, înainte ca eu să-i dau o replică și să-i pun întrebarea, mi-a zis așa: am auzit că voi pentecostalii vă mai numiți și pocăiți. Este asta o altă delimitare între voi? Se face o altă grupare? Ce înseamnă asta pocăit pentru voi? Și, o să fiu sincer, i-am exprimat pocăința în patru puncte foarte scurte. Și am zis așa: pocăit înseamnă să recunoști, pocăit înseamnă să regrezi, pocăit înseamnă să renunți. Și spune el: dar bine, mie, ce înseamnă să recunoști, să regrezi și să renunți? Să recunoști că ești un păcătos. Să regrezi fapta care ai făcut-o și să renunți la ea. Și eu pot să fiu un pocăit. E un lucru foarte ușor. Pot să intru în rândul vostru. Am făcut o pauză și am zis așa: acum întoarce-te la Dumnezeu. Deci aceasta nu mai pot să fac. Relația corectă cu Dumnezeu este să recunoști, să regrezi, să te lapezi, să renunți și să te întorci cu fața către Dumnezeu. Să te întorci cu fața către Dumnezeu. Și astăzi oamenii nu vor să se întoarcă cu fața către Dumnezeu. Recunosc că au păcătuit, regretă unele lucruri, ba chiar se lasă din ele, dar nu se întorc cu fața către Dumnezeu. Sunt oameni încăpățânați. Oameni care cred că pot să controleze destinul și pot să fie mântuiți prin faptele lor. Mântuirea nu vine prin efort uman. Faptul că Dumnezeu a ales ca lucrarea de nașterea a Domnului Iisus Hristos să vină prin Duhul Sfânt, scoate în evidență că mântuirea nu a putut să vină prin efort uman. Putea Dumnezeu să-L trimită pe Iisus Hristos? Direct din ce? Putea? Putea. Dar dacă-L trimita direct pe Domnul Iisus din cer, El nu mai putea să moară. Pentru că era ființă cerească.
Dacă îl trimitea pe Domnul Iisus Hristos născut dintr-o bărbat și femeie, adică soț și soție, asta ar fi însemnat să fi fost moștenit păcatul. Da? Era născut în, nu cu, în păcat. Și soluția cea mai bună a fost lucrarea Duhului Sfânt. El a fost și om, dar a fost și cunoscut. Și la vremea convenită vom vorbi despre umanitatea și divinitatea lui Iisus Hristos. Relația corectă pe care Ioan Botezătorul a avut-o ca misiune să o aducă înaintea poporului lui Israel a fost medicamentul acesta mare. Pocăință cu roade. Pocăință cu roade. Știți cum s-a adresat Ioan Botezătorul la acești oameni? Le-a zis așa, voi de năpârci. Adică, generații de oameni, pui, da? Generații de oameni depravată, pui de vipere, pui de năpârci. O generație care a fost atunci, în vremea de întuneric, depravată. Era un pustiu. În Matei, capitolul 3, cu versetul 1, spune că Ioan și-a început propovăduirea unde? În pustiul iudeii. Desigur că mântul la propriu era predicat, a crescut în pustiu. Dar Israel a devenit pustiu și spiritual. Și spiritual. A devenit pustiu spiritual din pricina fariseismului. Fariseismul devenise o sectă deosebit de periculoasă în vremea aceea. Și o să trec un mic fugitiv și dumneavoastră știți de ce a fost fariseismul periculos în vremea de atunci. A devenit pustiu datorită faptului. Și aici, sincer să vă fiu înaintea dumneavoastră, parcă nici eu n-am o explicație de ce Dumnezeu a recurs aici. Între Maleahi și Ioan Botezătorul există un interval de 300 de ani. 300 de ani. Ioan fiind ultimul proroc, Maleahi fiind penultimul. Acest interval, vrând nevrând, a creat un pustiu spiritual în Israel. Imaginați-vă dumneavoastră o lună fără prezență la biserică. Un an de zile fără cina Domnului. Cum ar deveni sufletul dumneavoastră? Un pustiu. O boliciune. Fără Dumnezeu. Ca și Samson. Ca și Saul. Fără prezența lui Dumnezeu. Și poporul ajunge într-un pustiu spiritual. Și Ioan începe să predice acestui pustiu. Spune, pocăiți-vă. Este loc de pocăință. Încă mai este loc de pocăință. La tot. Doamne, dă-ne această virtute. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur că se spune amin. Unii se jenează, se imediat se irită când au cuvântul de pocăință. Iar în pocăință. Iar ne întoarcem la lucrurile începătoare. Pocăința este medicamentul lui Dumnezeu care schimbă viața. Și ea ne duce la cer. O cântare veche spune pocăință, pocăință. Tu ne apropii de cer. O cântați? Domnul să vă bine cu mine. Rămâneți la cer. Așa trebuie să fie. Datorită fariseismului care a fost în vremea aceea, oamenii care conduceau religios, au ajuns să desfințeze cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor. Știți că aceasta este grav. Și Domnul Iisus îi mostră grav. Bine ați făcut că ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Au avut o atitudine greșită, adică se închinau într-un mod incorrect la casa lui Dumnezeu. Incorrect. Se disprețuiau. Era un duc de fățărnicie sau un aluat de fățărnicie. Și Israel devenise pustiu datorită învățăturilor. Și un asemenea Ioan, care avea Duhul și puterea lui El, vine și strigă cu putere din pustiu. Pocăiți-vă! Datorită fariseismului, datorită generației depravate,
înapoi din nepărci. Această generație credea că se poate acoperi sub aripa lui Avram, dacă pot să-l exprim așa. Ca și cum Avram este tatăl nostru, noi avem ca tatăl pe Avram. Într-o altă îndrăjurare spune cuvântul, dacă ați fi copilul lui Avram, îți face tatăl lui Avram. Și nu a fost așa. Când iudeii au venit la Ioan să primească botezul, Ioan îi oprește și spune, faceți mai întâi doar de plinici de pocăință voastră și apoi veniți să primiți botezul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei, această din generația, acești pui din năpărci, au fost nesinceri. Și să mai zicem de Irod Antipa. Vorbim de noi, dar să vorbim și de Irod Antipa, care și-a permis să săvârșească incestul. Știți dumneavoastră ce este incestul? O împreunare, o legătură de căsătorie în același grad de rudenie. Și aceasta a făcut Irod. Un exemplu negativ pentru poporul lor. O generație depravată împreună cu împăratul lor. Un Israel care devine pustie. Datorită păcatului care a început să ia proporții. Dragi fascisturilor, să luăm bine seama relația corectă cu Dumnezeu. Dacă nu ne punem într-o relație sinceră cu Dumnezeu, Dumnezeu iubește sinceritatea și simplitatea. Iubește inima cea care e gata să se deschide, să spune, Doamne Iisuse, eu nu cunosc prea mult, nu înțeleg prea mult, dar cât mi-ai dat? Și poți să-i spui așa la Domnul Iisus, la Dumnezeu. Această carte ai trimis-o pentru mine și ai scris-o pentru mine. Tată, ce vrei să-mi spui prin ea? Nouă ne-a scris-o, frate. Tată, spune-i, Tată, ce vrei să-mi spui prin ea? Ai scris-o pentru mine. Și Dumnezeu îți va spune ce trebuie să faci. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O misiune cu care vreau să închei, pe care am mai avut-o, Ioan Botezătorul, stă scris în Evanghelia după Luca, o să întoarcem fila de la textul citit, la versetul 17. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. Și acum spune așa, ca să întoarcă inimile părinților spre copii sau la copii. Mai departe, textul continuă, de prezintă alte misiuni al lui Ioan Botezătorul, însă eu am să mă rezum aici. Și aș vrea să explic un pic ce înseamnă ca un părinte să aibă inima îndreptată înspre copil. La Maleahi spune și invers, a copilului spre părinte. Și inima copilului trebuie să fie spre părinte. Amin? O inimă îndreptată a părintelui spre copil. Adică să aibă o adevărată preocupare pentru copil. Din păcate sunt părinți astăzi, nu aici. Nu aici. Dar se găsesc părinți nepăsători față de copii, care nu au inima îndreptată înspre copii. Ca să se nască un copil deosebit, trebuie să fie o familie deosebită. Așa cum a fost Zaharia și Elisabeta, spunând cuvântul, că amândoi erau nebriveni. Dumnezeu nu face reguli, dar sunt cazuri în Sfânta Scriptură în care găsim că un copil deosebit s-a născut în familie deosebită. Moise, David, descinde din familie deosebit, Boaz și Rut. Și așa mai departe, sunt și alte cazuri. Nu înseamnă că Dumnezeu face reguli specifice ca un copil deosebit să iasă dintr-o familie deosebită, dar se cere ca o familie deosebită să fie, ca să iasă un copil deosebit. O inimă îndreptată spre copil înseamnă o preocupare mai adâncă spre
spre copil. Aduceți-vă aminte de Manoah. Manoah, și cine a fost Manoah? A fost tatăl lui Samson. Împreună cu soția lui. O familie deosebită, se naște un copil deosebit. Spune așa, Doamne, ți rog, fă să mai vină încă o dată omul lui Dumnezeu ca să ne învețe ce să facem pentru copilul care se naște sau care se va. Care se va! Mamelor care purtați copii în bărbice. Eu aștept un al patrulea copil. Soția este însărcinată în al cincelea lor. Dar mă rog lui Dumnezeu de pe acum ca el să aibă ochii îndreptați înspre ea. Rugați-vă bărbaților, tăților care aveți copii. Nu așteptați ca el să se nască. Manoah a zis, ce să facem pentru copilul care se va? Învață-ne. Suntem părinți de multe ori depășiți de tinerii, de etapele vârstei care le urmează și ne gândim, oare ce să mai fac acum? Cum să-l mai sfătuiesc pe copilul meu la 16 ani? Când e atât de pornit, atât de agitat, în anturajă. Permiteți-mi să vă dau un sfat. Nu am mare experiență, dar cât o am, o exprim. Și am cerut Domnului, nu multe lucruri, puține, dar să fiu de folos. Pavel spunea, părinților, nu întărătați pe copiii voștri la mine. Cum am putea noi să întărătăm un copil la mine? Ați avut ocazia copiii să fiți întărătați de părinți? Da, am fost și eu întărătat. A fost mama și tata înțeleaptă? Nu vreau să spun de ei. Cum se poate întărăta un copil la mine? Pe un copil la 16 ani, 15 ani, 16 ani, nu mai poți să-i aplici un iar. Acel copil trebuie să-i vorbești. Acel copil trebuie să-i explici. Dacă până la 7 ani, 8 ani, 9 ani, depinde de cum se emancipează, cum depinde cum se maturizează copilul, cum înțelege, nu i-ai aplicat nu iaua, la 15 ani nu mai poți. O să-i produci mânie. Și într-o zi, cum am auzit cazul grave, copii care s-au întors negativ spre părinți, care au scos poate mâinile, care poate i-au dat în bătăie. Cazul triste. Și Biblia spune că în zilele din urmă se vor întâmpla, se vor vinde unul pe altul, frați pe frați, copii pe părinți, părinți pe copii, și mai departe. O inimă îndreptată spre părinte înseamnă avea o preocupare spirituală adevărată pentru copii. O inimă îndreptată a copilului spre părinte înseamnă a intra sub ascultare și autoritate părintească. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Avem nevoie de multă înțelepciune. Avem nevoie de mai mult înțelepciune, tată și repet. Ne depășesc, este dușman ceasul, ne depășesc unele situații ca și părinți. Dar Dumnezeu știe ce să facă. Recurgeți la rugăciunea lui Manoah. Învață-ne ce trebuie să facem. Amin? Amin. Poate Dumnezeu să ne învețe? Poate. Dacă copilul tău este recurs la mânie, să știi că Dumnezeu are modalități să-l smerească, să-l îndrepte. Dumnezeu are modalități și are soluții perfecte pentru fiecare parte. Nu uitați, în Vechiul Testament se vorbea mult de nuia, dar în Noul Testament, parcă Domnul Iisus relatează altfel, mai multe rugăciune, binecuvântații. Nu-i lăsați, nu-i dați la o parte la mine. Lăsați-i să vină, binecuvântații! Am să închei cu un exemplu, dacă mai intermiteți. Un exemplu din familia mea. Mi-aduc aminte că mama spunea despre doi frați care erau așa mai năzdrăbani, mai neascultători și parcă nuiaua nu mai funcționa în dreptul lor. Și vin în basa lui Dumnezeu, dumneavoastră credeți să lucreze lucrurile scândate, Domnul să vă binecă, vin în basa lui Dumnezeu și se adresează în oamenii mei, spune, femeile, mai multe lucruri
rugăciune pentru copiii tăi. Mai multe rugăciune pentru copiii tăi. Și ne vedea cum eu, Domnul, am să schimb. N-a trebuit mai mult de atât. Și mama așa a făcut. O mamă care a început să se roage. O mamă ca și dumneavoastră care începe să vă rugați. Când vedeți că spuneți copilul trebuie să fie acasă înainte să apună, da? Soarele. Să nu te prinde pe la autobuzuri, prin mașini, pe la știu eu unde, ci să fie acasă. Și rugăciunea are efect, fie mai devreme, fie mai târziu. Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu rămân aici și Domnul să fie stabil.